meciul săriști. Totul joacă dublu sau nimic. 9:36 de minute live pe frecvențele naționale Europa FM, dar și pe pagina de Facebook Radio Europa FM pentru dublu sau nimic. Astăzi ne întâlnim cu Cătălin din Brașov. Bună dimineața, Cătălin! Salut, Cătălin! Salut! Bună dimineața, băieți! Ce faci, Cătălin? Bine! Acasă. Nu pare prea convins. Are emoții. Ai emoții, a? Acasă, da, pe la cine? Hai că te-am simțit. Nu pot spune. Vezi, asta era. Te-am prins? Ce ai făcut, frate? De ce ai răspuns la telefon? Păi trebuie. Nu s-a așteptat să-l sunăm. Da. E, sunt da, la o ședință. Da, la o ședință, ședință cu prietenii. Da. Bine. Ce să zic? Acum, dacă tot ai răspuns, avem pentru tine niște întrebări pentru 800 de euro, dacă nu te deranjează. Deloc. Deloc, nu? Sunt grele? Așa, așa, așa. Sincer? Nu. No. Da. Nu, da. Pe care o vezi grea? Toate sunt grele, domnule, azi. Toate sunt foarte grele. Eu zic să te retragi. Cătăline, te-ai nenorocit. Dacă te, eu zic dacă că te retragi de acum, e perfect. Da. Perfect. Nu. Mergem până la capăt. Mai ești cu prechinii acolo? Nu, no, doar acasă. Cu soția. Păi zicea că e cu niște prieteni ceva, nu? Nu, cu soția acasă. Cu soția. Câți ani ai, Cătălin? 43. Mulți înainte. Ești mulți copt pentru concurs. Da. Da. Acum, serios, dacă ești puțin atent, eu cred că poți merge până la capăt, dar depinde cum simți și tu concursul. Ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare și după fiecare răspuns corect te poți hotărâ dacă mergi mai departe sau te oprești. Dacă te oprești, rămâi cu banii câștigați până în momentul respectiv. Dacă mergi mai departe, risc să-i pierzi dacă răspunzi greșit sau după cele 6 secunde, ok? În regulă. Bine, domnule. Hai, Luca, ești gata? Pe da, cum? Hai da, să începem. 100 de euro. Uite ce serios e Luca. Ca un profesor. Da. Cătălin. Da. Prima întrebare este din chimie, dar nu panica. Oh. Stai jos. Exact. Ce element chimic are simbolul H de la Horia? Nu știu. Nu știu. H. Nu. Neon? Nu. Herăstrău. Ce cum zici? Ai zis? Fân? Nu, nu știu. E hân. Păcate. Nu, dar ce ai zis? Că stai puțin, că erai... Ce ai spus? Neon. Neon. Asta a, am da, înțeles. Asta mi-a trecut prin cap. O trebuia să zici și tu ceva, orice. Crean. Herăstrău, mă, de la Herăstrău e H-ul. Hai, mă, că tăi nici acum nu știi ce... de element chimic care e simbolul H. H. Hidrogen. Ăla e, tată, cel mai element simplu. Cătălin, eu ți-am zis că e greu. Da. Vezi, mă, că am avut greu, dreptate. Da. Păi stai puțin, am avut dreptate. Adică n-ai da, nici da, măcar cu ce alt element să-l confunzi. H. Cu heliu. Da. Cu heliu, bă, da, da. Practic, dacă uite, ai nu am gândit. Cu H, de la Viorica Dăncilă. Heliu. 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 Pe data viitoare o să întreb de heliu. Da. Când va da, mai fi să fie elemente chimice. În cazul ăla de la care vorbește și subțire. Da. Cătăline, ne pare rău, na. Îmi pare rău, na. O chimia... Poate altă dată. Emoțiile... Da. 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 Asta e greu cu emoțiile la concursul ăsta, firar să fie, dar na. N-avem ce să facem. Singura veste bună după experiența asta e că mâine plecăm de la 200 de euro. Mult mai bine. Asta o ține Paului cu vestea bună. Important să... Practic avem noroc. Schimbă-și tu întrebările astea. Păi mâine le păstrăm pe astea trei și mai adăugăm una. Important e dacă o adăugăm la coadă sau la cap. Știi ce zic? Că dacă e la coadă... Tot așa grele. Crește dificultatea. Hai mă, lasă-mă cu hidrogenul greu. E vorba de emoții aici, de stăpânit emoțiile, de sunt alte probleme. Deci problema este, nu știu cum să spun, dar vezi că tu te duci în chestiuni de astea elementare care încurcă lumea. Adică matematici... Exact, mai complicat. Da. Nu știu, matematici, de fapt nu sunt elementare, matematici speciale, aria, perimetru, aria pătratului, perimetru, asta sunt complicate. Lumea. La chimie,
chimie de înalt nivel cu H, nu merge deloc. No H, vorba lui Dr. Alban. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.